timpul pentru cea mai multe provocare din showbizul românesc. Scoatem sosurile la iveală. Iată ce avem noi vinerea aici. Ei bine, următorul meu invitat este om de presă. E la radio dimineața la Kiss FM. Are treabă și cu televiziunea. Este la curent cu știrile zilei. Știe tot ce mișcă în sport și în lumea mondenă. Oameni buni, a acceptat provocarea noastră și vine la sosurile picante să răspundă întrebărilor nimeni altul decât celebrul Cătălin Oprișan. Haideți, domnul Oprișan, ia uite aici pentru dumneavoastră. Aici este, rămâna, bună seara, bună ziua. Poftiți, poftiți, deschis. Numai bine, la revedere, Bă, deci, nu știu cum l-au convins, dar omul a venit. Iar astăzi trebuie să știți că este deschis la picanterie, pentru că iată Cătălin Oprișan, acest om pe care doar l-auziți dimineața la Kiss FM sau îl urmăriți pe Facebook sau pe Instagram, astăzi are și față și a venit la emisiune. Da. Cum rămâna, bună seara. Nu știu nicio. Băi, nene, pe mine e, băi, fii atent, e rău. Viața mea. Dar crede-mă că e rău. Mulțumesc. Sincer, de aici? Haide, nu, vino aici. Nu. Am văzut fursecurile acolo, nu se poate. Te putem ajuta și cu fursecuri? Așa brusc să... Te rog frumos. De două zile, unde stau? Cătălin, stăm aici, să n-avem timp prea mare să părăsim incinta, da? Facem în felul următor. Știi că la noi... picioare, dacă e. Poți să stai și în picioare, da, cum vrei, te simți mai bine. Știi că la noi e cu bulete de cașcaval, am vorbit azi dimineața la Kiss FM și am înțeles că tu vrei mici, ceea ce înseamnă că emisiunea noastră a investit și într-un platou cu mici, pentru că vrem, Doamne, pur și simplu, invitații noștri să fie mulțumiți. Ce zici de treaba asta? Adiță, obor. Ți-ai dat seama, așa e, tate. Adiță, obor, hepaticus. Așa este, tate. Știam că sunt preferații, Doamne, tăi, știam că Adiță e un bărbat extraordinar. Poți și tocmai de aceea am zis să te facem să te simți în largul tău. Asta e mâncare de iepure. Fii atent, ai mâncat trebuie, fii atent, lucrurile sunt foarte simple. Poți să iau amorsă? Amorsă poți, încearcă și cu amorsă. N-avem muștar? Nu, avem sosuriuț. Deci lucrurile stau în felul următor. Fii atent, întrebarea o citești în gând. Răspunsul dai cu voce tare, indiferent ce ar fi. Răspunsul cu voce tare. După care, dacă noi rupem întrebarea, mănânci, iute și lumea nu știe de ce ai dat răspunsul ăla. Păi și rămâne așa? Rămâne așa. Să știe? Da, dar tu ai mâncat, iute. Lumea poate să intuiască, bănuiește tot felul de lucruri, dar nu se știe. Dar dacă vrei, stai un pic. Dar dacă practic tu ești curajos și zici nu mă interesează, mă zic, lumea află de ce ai gândit, ce ai gândit. Poți să le zic pe toate? Da. Dacă le zici pe toate, ești cel mai șmecher. Dar fii atent, nu merge cu vrăjeală de asta, stai că aici nu știu, stai tu de asta. Adică nu există. Mai lasă-mă un picuță. Hai, fii atent. Ia prima întrebare, să o citim. Începem ușor de tot. Mamă, cât e de lungă, frate. Da. Așa e, la noi e lungă întotdeauna aici. De 16 ani suntem aici. Emisiunea e lungă, lungă. Da. Perfect. Bun. Și vom pune pentru prima dată sosul. Păi stai că... A. Ăsta îl punem. A, deci el e... nu-i strica. Nu, ăsta... E păcat de ei, da. No, fii atent, bun, aici. Lasă-mă să mă concentrez. Ce concentrează? Lăsați-l să se pregătească pentru Champions League. Hai cu... Nu, dar indicii tu trebuie să zici răspunsul, corect. Da. A, B, C, cât ce ai de dat? Trei nume. Trei. Trei. Câte? Câte? Trei! Deci câte melodii erau înainte? Trei, asta zic și eu. Dați un pic. Deci. Gabi Tamaș. Ha? Gabi Tamaș. Gabi Tamaș. Păi da, vezi că domeniul trebuie să fie... E bine. Gabi Tamaș. E bine. O dată. Dănuț Pancu. Dănuț Pancu. Dar poți să mai diversifici domeniul, că uite, stai mai un pe pic, aici, da, vezi, adică... Da. Da, dar eu am stat mai mult cu ei. Da. Deci tu poți să zici oricum ce vrei. Deci Pancu, da. Tamaș. 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 Ca să nu ne batem joc. Și se veghi în spaima sticlilor de vin. Citim? Da. Citește. De-a lungul timpului ai avut ocazia să cunoști o mulțime de oameni din sport, showbiz sau afaceri și să-i vezi cum sunt ei la evenimente, meseri sau petreceri private. Și? Dincolo de camere de luat vederi. Știu că tu nu bei alcool, adică eu, dar fă un top 3 al celor care sunt cei mai buni prieteni cu paharul. Tamaș? Tamaș. Care ai dovezi? Multe. Adică s-a pornit, cei cu care stăteau la masă au plecat la serviciu, s-au întors și el tot acolo era. Asta înseamnă, tate, să fii puternic, da, și profesionist. Profesionist. Nu amator. Pancu? Daniel Pancu? Pancu. Avem imaginele, Ciucă? Imediat. Da. Care chiar mi s-a plâns într-o zi și a zis Oprișene, nu mai e ce era, și eu credeam că zice la despre fotbal, nu despre asta era vorba. Nu mai avea oameni de repriza a treia. A zis, nu mai e ce era înainte. Iar despre Semeghin,
Asta este rima, spaima sticlelor de vin. Da, e doar o rimă, știi că și despre Văcăruiu se spunea că bea și el de fapt nu bea deloc alcool, știi? Am cunoscut și pe un fost portar de la Dinamo, Dumnezeu să-l ierte, că a trecut la cele veșnice, care a zis: băi, terminați cu prostiile astea, cu Semenghin, spaima sticlelor de vin, că eu sunt cel mai mare bețiv din istoria lui Dinamo. Și nu-mi convine să-l puneți acolo pe top, în top. Și cine era portar? S-a stins. Mai de bătrân. Ok, perfect. Da? Bun. Bravo, te-ai descurcat bine, da, ai văzut cum e, ușor, ușor, înțelegem. Mergem la întrebarea 2, da, făcută de cercetătorii britanici. Citim la fel în gând, după care revenim cu răspunsul. Hai că ușor, ușor. Deci așa, așa citat-o pe, pe diagonală. Da. Într-o Barça? Da. Într-o Barça, ca echipă? Nu, nu, Barca, Barca. Dar nu dăm indicii, nu te... Dă-mă de asta. Păi nu, dar trebuie să dai răspunsul. E or, a, un nume, tu trebuie să dai un nume. Un nume și apoi mâncăm iute și lumea nu știe de fapt ce e aici. Da, da. Nu știu. Tu dai un nume, lumea nu știe. Dănuț. 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 Asta e? Da. Ai început cu aia cea mai nasoală sau? Da. Cinste. Da. Nu, nu, n-am început cu cea mai nasoală, ce l-ai, tai de ea. Capul ăsta de mor, ce e aici? Nu, e acum zona. Ia. Aia. Hai, hop. Numai o secundă. Aici nu e niciun dănuț, care totuși... Băi, acum m-ai păcălit! Nu, nu, nu. Nu tu m-ai păcălit. Răspunsul nu e. Deci aici nu am văzut. Da. Deci care e răspunsul? Mă! Copilul meu! Da. Deci care e răspunsul? N-a fost uite asta. Mamă să ne... Dani. Cine? Dani. Mamă, răspunsul e ca anestezia, frate. Mergem mai departe, merge, știu că nu știi care Dani. Nu spunem nume de familie, nimic. E doar un Dani. Dani, colegul nostru din Regia de Mise, de exemplu. Da. Ia. Hai că trecem la următorul sos. Ăsta a fost doar un pic de încălzire, așa. Care-i laptele? Ce a fost, uite? Ma. Nu cred. Păi parcă tu ziceai că nu bei lapte azi din asta la radio. Mici cu lapte, ești nebun? Lasă-mă un pic. E ca anestezia de la doctor. Băi, băiatule. Dar îmi pare că te duci la adiță, la obor. Adiță, ce-ai pus mâniei? Nu, cum ai? Nu-i niciun par de lapte. Bă, băiatule. Dar mă usură și buzele. Ce? Lasă, numai. Dă un pic. Așa? Ia. Roman. A, uite, o picătură. Noi trebuie să fim pregătiți. Ce e, e? Ce-a fost, uite? Nu mai, dar nu e. Ai pus pe bucățica asta mică, îmi dai să întinzi pe la mai mare? Păi... Iartă-mă. Cătăline, nu mai ești ce ai fost odată. Dân tot, numai de, la, de aici. Da. De afară nu merge. Nu, nu, mergem pe local. Anca țurca și eu. Nu știu, mi-a luat mințile. Aica, și-o Batistă, că văd șervețelul ăsta, că eu am de la un... S-a dus un bunic de la etajul 6, a plecat mai repede și... Citim întrebarea sau... Citește-o că nu rezist. Asta e, mă iartă. Citește-o că nu rezist. Dar tu de cât timp ești însurat? Nu se vede. Nu că am văzut de righetă. Spune numele unei femei din showbiz românesc cu care ai avut o aventură de o noapte și ești sigur că n-a aflat nimeni niciodată. Băi, de ce? Că cu care ți-ai dori? Cu ce ți-ai dori? Păi nu s-a cu care ai avut, că ai citit ca cu care ai avut. Nu mai mă primești aia acasă, doar pe preș ai nebunit. Păi și tu ți-ai dori cu Anca Țurcașiu? Da. Păi de aceea nu te obligă nimeni, adică doar dacă vrei tu. Păi am zis. Păi puteai să ieși cu nimeni. N-am știut. Puteam să zici cu nimeni? Nu. Dar dacă îți dorești, asta e, adică... Doamna Anca, recunosc. A doua cădere a Constantinopolului. Ai văzut? Că trecea dumnea ei între ale. Băi, băiatul, dă să mă șterg cu asta. Nu, asta e întrebarea? Da, fii atent. Mergem la întrebarea 4. Hai, hai că e bine, ești bine. Stai că aduc eu șervețele. Am o singură rugăminte la tine. Te rog frumos, îl iei și la lungă, nu să nu-ți dai pe la ochi. Pentru că mai sunt mulți invitați care fac greșeala asta. Se șterg. Asta e apă. Da. Asta ne bunăriți la genunchi. Hai mă, păi avem mai multe, ce naiba?
Colegii de la Kiss FM, dacă aveți și voi întrebări pentru Cătălin Oprișan, vă rog frumos, promitem că aceste întrebări nu vor fi divulgate. Vă rugăm frumos, vă rugăm frumos. Trebuie să le dau cu nume, cu nume? Păi da. Mai toarnă un pic. Nume, ia. Ai mai turnat? Nu, am pus doar puțin aici și ăsta, ăsta dacă lași așa se oxidează și nu mai are, nu mai uite. Da. Așa, așa. Ah, mișto asta. Cine a făcut întrebările? De aici, de la voi? Britanici. O găsesc când plec? Ce? O găsesc când plec sau o găsesc când plec pe cercetătoare, da? Ca să discutăm un picuț. Bun. Da, mișto asta, mișto. Da, foarte bun, mișto, bun. Da. Deci dăm nume. N-are rost. Bam, 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 lumea nu știe despre ce este vorba. Țac, țac, țac. Poți să tai asta de aici să zic numai asta? Adică care sunt altfel decât? Nu merge. Sau merge? Nu, mă, nu merge. Citim așa, direct. Nici n-am înțeles ce ai vrut să zici, dar nu merge. Adică fii atent. Asta așa și care sunt altfel. Dar fără să fie așa. Hai, mâncaș tu înainte? Că te văd așa un pic. Mai trag adică, de timp. Știu, nu merge. Hai, trei nume. Hai, trei nume. El este Cătălin Oprișan, ascultați dimineața la Kiss FM. Iar dar acum îl vedeți la sosurile picante. Nu e până la 5? Cum? Nu e până la 5? E, dar mai avem invitați. Păi da, dar cu mici ăștia. Este și doamna Margareta Irina Nistor. Vorbim despre premiile Oscar care vor fi transmise pe doamnă. Voio. Sărut mâna. Stai un picuț. Da, cu mici. Eu nu vă deranjez, rămân într-un col și mănânc în continuare. Adică nu... Păi vreau să rămâi aici, nu pleci. Da. Știu despre primul film românesc, 1911, Amor Fatal. E adevărat? Nu e ăsta? Mare, mare, da, da? Așa e, așa e. Făcut, făcut era... Era un film fierbinte, că tocmai ce ai mâncat hot. Da, cu doamna Lucia Sturza Bulandra și cu... Bravo, știe, doamnă? Bravo. Știe, știe, știe film, foarte bine. Primul film, și primul film cu sonor, 1935, Big Bang. Adevărat? Cu Stroie adevărat. Și Vasilache. Stroie și Vasilache, da. Mergem mai departe, în finală, Cătălin Oprișan. E bun, doamnă. Bun, hai că așa. Hai, mai dă-mi. Zi. A, trebuie să dau răspuns da, obligatoriu. Pe, ești de bombe, da. Cum e? Da. Neserios. Pa, ce? Iertați-mă. Ne, mă, pac, pac, lumea nu știe despre ce vorba, rupem întrebarea, da. Mută miute, viața merge înainte. Dan Capatos. Bă, ești nebun. Dan Negru. Bă, nu cred. Și încă unul. Da. Tăm și Ramona Olaru. Rupă. Ramona Olaru, am zis, rupă. Dan Negru, Dan Capatos și Ramona Olaru. Acum de ce? Dă să mănânc. Păi ia, păi. Ia de aici. Rupă. Dan Negru. Ai, uite, umbli cu bățul pe-n gard. Nu, dar aici dau drept. Iartă-mă. Așa, nu știu despre ce e vorba. Uite, sânge, curge nu, deja. Nu, așa. Nu, Dan, așa, Dan Capatos și Ramona Olaru. Bă, dar e asumat. Deci Cătălin Oprișan, oameni buni, este hotărât. Mă, un paianjen aici. Da, paianjen, hai. Dar ai scuturat micul, nu mai e nimic pe el. Cum micul să mănâncă cu muștar, unde ai văzut că să mănâncă cu sos? Păi tu a fost la cererea ta, hai, merge mai departe, gata, ma. Merge mai departe. Hai că ăsta nu mai e, uite, trebuie să recunoști. Mama, aici merge bine, hai. Hai, hai, hai să dăm repede. Am dat pe mine. Ce? Am dat pe mine de emoție. Da, lasă. Am crezut că a venit Tudorel. Am crezut că a venit Tudorel. Vaporul. Hai. Hai, cătă, hai. Bun. Domnul, nu-i așa de ușor, vii, hau, hau, dă-i la mici, uite, oară de la aia, dă-i drumul. Bă, de, oricum ai fost foarte bun, deci ne-ai lăsat mască, primul film cu sonor, primul film românesc, primul film al negru, primul color. Poți să zic la ce spital m-am născut, la Filantropia, dacă vrei să mai vorbim. Din ce an, a fost Filantropia? 1813, Constantin Caracaș, care este primul doctor din România, din București, care a venit și ne-a vaccinat de variolă, că el când a venit la 1800 de la Austria, noi nu eram vaccinați. Bă, băiatule, și l-a întrebat. Are bust în curte. Are, putem să vorbim despre istoria micilor făcuți la 1900? Da, putem. Nu. Nu. De ce să spune în public? Dar nu e cu, e cu noi, public? Noi vrem să vorbim și despre istoria micilor, poate fi într-o zi să vorbim de asta. Bravo. Da, gata. Așa cu următorii. Aha, aha, aha. Citim întrebarea? Nu. A, nu o citim. Mănânci uite? Nu, dau răspunsul. Pe ce mănânci uite? Nu. Păi o citim înseamnă. O citim. Păi atunci haideți să o citim din start ca să înțelegem despre ce e vorba. Bun. Caracterizează în 5 cuvinte pe următorii. Gigi Becali. Mai bun la suflet decât e. 6. Decât perfect. Pare. Perfect. Mai bun la suflet decât pare. Cristi Borcea. Șmecherul pe făcut copii pe România. Sunt 6. Am pus unul în plus, că pe ăla nu se pune. George Copos. Asta ești Berlusconi din Giulești.
Că ai zis George Copos, da. Asta păi ești, Berlusconi din Giulești, 5. Numai o secundă, de la punctul cu VAR mi se spune că de fapt trebuia 5 cuvinte pentru fiecare, adică 5 caracteristici pentru fiecare. Ai zis 5 cuvinte. Da, mă, știu. Incredibil cum încerca să pârliți oamenii nevinovați. Mai dă puțină de asta. Hai să vedem, ia. Simt că aici... Simt aici că ne apropiem. Hai că oricum te-ai descurcat foarte bine, jur. Da. Bun. Băi, foarte bun. Dar că ăsta nu... Cine le face? Ce? Cercetătorii britanici. Britanici. Mama lor. Bun, să mă știu în care... Aveți ceva cu băutura asta? Cu carmolul, cu... Știi, bun, și acum ai trebuit să dau 3. Ce nu știu ce scrie acolo, e prima dată că le văd. 3 nume, da. A, e tare întrebarea. Asta o preia și Gazeta Sport. Dar vine înapoi ceva, cred că am gastită de reflux sau ceva, nu? Sau cum se cheamă asta? Vine înapoi ceva așa. De la amidonul, de la mici. Uite, punem frumos aici. E frumos să râdeți oamenii bătrâni și bolnavi? Uite-te aici, ce frumos. Uite. N-ai cum să zici. Impecabil. 3 nume. Ia le îndărât. Zi. Cum îl chema cu Bambi? Plângeam când îi vedeam. Cum îl chema împreună. Zi, ăla cu Bambi. Mitea. Nicolae Mitea. Nicolae Mitea? Da. Mă, mai lasă-mă un pic. 2. 2. Care putea să... Gicuțu Dobrin. Gică Dobrin? Știu despre ce ești. Da. Și Gicu Dobrin. Și 3. Numai de la noi de aici, în țară? Da. Adică nu poți să zic Ibrahimovic. Nu, că scrie aici români. Roman scrie. Și nu știu că au fost, ba da, jucau harpastru. Jucau și pe vremea aia. Zi. Hai să mă gândesc un pic. Citim întrebarea? O citim, dar stai să mai deci dau un răspuns. Deci spune numele a 3 fotbaliști români despre care crezi că au fost sau că sunt foarte talentați, dar care și-au irosit șansa unei cariere remarcabile din cauza vieții extrasportive. Atâta, extrasportive. Da. Extrasportive. Deci, a băuturii sau femeile. Extrasportive. Exact. Nicolae Mitea, care ajunsese la Ajax, acolo era chiar în tricoul lui Ajax. Da. Gicuțu Dobrin, care ar fi putut Dumnezeu să le-ți facă mult mai multe decât... Așa și? Și încă unul... Uite mă, și știu că nu se supără pe mine, Semeghin. Semeghin. Care ar fi putut ajunge mult mai departe. Dacă nu era... Extrasportiv. Da. Mergem la întrebarea cu numărul 7. Mai trebuie să mai zic avem... ceva că... Asta 7 mai avem un pic un sos iute și da. Ce? Mă bagi în zavaidoace să nebunesc. E mișto. Trebuie să mâncăm iute, ai văzut că te-ai obișnuit, nu mai ai nicio treabă. Mâine la ce oră te trezești? 5 și 10, dar mâine e sâmbătă, bate-te peste gură. De asta zic. Dor și eu toată noaptea mâine. Omul e la matinal de luni până vineri la Kiss acolo, cu prietenul Ciprian. Cipică, să trăiești, Cipică, dacă nu te mai văd să știi că te-am iubit. Că de la și nu numai cu el, cu toată gașca de acolo și practic mâine o să se trezească oricum. Deci trebuie răspuns obligatoriu da. La asta. Da. Trei lucruri, deci tu spui 3 lucruri și 3 lucruri. Lumea nu știe la cine te referi sau la ce te referi. Mâncăm iute și viața e frumoasă. Bun, hai, iar. Deci, pentru numărul 1. Fumează pentru... trabuc. Ăsta? Da. Trabuc? Păi știu, asta e... Păi fumează în mașină trabuc, de exemplu, sau... Deci... Da, e. Nu dă pase la fotbal? Adică zi, dă-o mă, că tu ești demarcat. Bă, și el... Acum... Mai grele trebuie? Păi nu mă, îți pui de asta aici, ne-ai luat așa cu... Păi există defecte. Păi da, dar tu ești pe... Lumea nu știe despre cine vorbim. Păi... Păi de asta zic, dar dă-le un pic mai cum. Înțeles că-s cu manta, dar... Cu mantea? Cu, da. Sunt date cu manta, dar... Na, zi. Bun. Mi-a căzut și pixul. Așa. Zi, trei. Da. Trei. 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 Am zis trei. Păi cald. Fumează trabuc. Fumează. Numele asta nu e bună? Nu. Dacă nu dă pase la fotbal, e că alergi la nebun, uite-te puțin ce boiler am și el nu dă pase. Nu, eu n-are treabă nu cu asta. Nu. Hai. Hai că tu ești un tip... Fii atent. Zi. Are sufletul de 100.000 de ori mai mare decât pare la televizor. Decât vrea să pară. Bă, dar tu cred că nu înțelegi de la sosul ăsta. Defecte, adică n-are treaba asta. Bine, mă, dă-mi de direct atunci. Păi nu zi direct aici, pac, 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 lumea nu știe despre ce e vorba. A, B, C. Lumea nu știe la cine ne referim. Lumea gândește acum iar Gigi Becali, Cristi Borcea, Copos. A, și tu rup după aia asta. Păi da. Ce fraier sunt să păi de asta zi, bagă acum. Gata, zi, mă. Deci, fiate, vine târziu. Da, mă, așa zi. Bagă, nu-l interesează ce da, așa. Așa zi. Și e îngânfat. Îngânfat, mă, asta aș... e, mă. Deci îngânfat. Bă, la reluare nu dați astea. Ce? Adică la reluare nu faceți altă emisiune. Nu, mă, la reluare tot la asta reluare, e. Da. Tot așa. Asta e, că da. Așa, pe partea ailalt. Zi. Zgârcit. De două ori zgârcit. Așa. De trei ori zgârcit. Oricum rupem întrebarea.
Zi, altceva? Păi nu aveți la o cameră. Nu, niciodată nu plătește! Nu cred. Niciodată! Bă, pe bune. Ia aveți mai niște cașcava la tine? Păi unchiului, i-am tras o apă cu întuneric, tu ai, l-ai spart 7 meri. Care trebuie să plătească? Dă tu bani, că n-am plătit. Nu cred. Așa? Bă, ești nebun, mă, zgârcit. Da? De 4 ori zgârcit. De 4 ori, așa. M-am aprins un pic acum. Da. Dacă da, știu, băi, n-o dat undeva. Nu, mă, nu. Nici pe net pe astea. Nu, mă, nu, bun. Ce ai, Doamne ferește. Așa. Can-can, call me. Câte am zis până acum? Ce? Unu ai zis. Unu am zis. Glumim. Fii atent. Câți oameni au venit aici la Sosurile Picante, de câți am facem, niciodată n-au răsuflat chestiile astea, sincer, fără nicio chestie. Acum, adică sunt primul fazan? Nu. Ah. Niciodată n-au răsuflat lucrurile pe care le-au spus oamenii aici, așa au spus chestii mult mai grele. M-ai speriat, dar crezi că eu sunt primul de adică la care să rezolvă. Adică rămâne la picant. Zi. Am înțeles. Vine și el foarte târziu. Păi duci ce mai vine. Dar vine! Vine târziu, dar vine. Poate vrei de vreme, totuși. Și vorbește foarte mult. Vorbește mult. Mai mult decât trebuie. De asta toți vorbim mult. Mamă, ce-mi face omul ăsta? Păi să prinde oamenii! Să prinde ăștia cine e. Stai așa, să prinde. Mă gândesc. Câți zgârciți. Dacă mai e de busulat pe oameni când ai băgat cu zgârciți, 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 știi? Nu e, dar negru. Dar nu ți-e iartă, dar nu ești tu. Mai trebuie să mai zic una, hă? Stai să mă gândesc așa. Oricum, am rupt întrebarea. Trebuie să o citesc? Nu! De asta. Nu. Hai. Gata, mă, am rupt. Lasă atât. Să fim sănătoși cu toți. Deci. Lasă, da. Nu mai ai? Pe ce? Întrebări. Mai am una, dar trebuie să mănânci. De ce? Păi am rupt întrebarea. Ma. Eu n-am înțeles nimic de jocul ăsta, mă, să nebunesc până acolo. Bine a fost, da. Păi lipește-o la loc, dă niște scoci. Marinușe, cum e cel băiatul? Cum e cel băiatul? Ciucă. Ciucă, dă-mă un scoci în coasă, Olimpiu. Ciucă, mă, e ciuca al nostru. Copiază și el? Nu. Nu, eu nu. Nu. Eu nu. DJ. Eu n-am înțeles, m-am pierdut. Păi da, dacă... Ia, uite că n-ar rost să citim asta, să ne punem rău cu... Ia, ia, ai scuturat tot ăla, zici că nu mai e nimic. Lasă-o încolo, hai. Mă, Cătălinușă, dar e... Uite, gata, hai. Cătălinușă, ia-o și pe asta și tu, Cătălinușă. Ce? Am zis întrebarea. Ai citit întrebarea? Nu. Și există? Nu. Există? Stai, mă, că de-abia acum am înțeles care e sistemul. Ești atent. Aia ca întrebare. O citesc? Da. Iertați-mă că vorbesc cu gura plină. Da. Dar mar de rău. O citești în gând? Eu zic numele. Da. Dau un nume. Da. Adevărat. Da. Tu ce faci după aia? Dacă mănânci, eu te rup întrebarea și lumea nu știe de ce ai dat numele ăla. Și dacă nu? Păi și dacă nu, citesc întrebarea și lumea află de ce ai dat numele ăla. Ca să apară un gangan. Păi e ultima întrebare, oricum. Să nu mai mănânc mucinici în ciorbă în seara asta. Asta e, eu atâta. E alegerea ta. Deci, oameni buni, pe Cătălin Oprișan îl găsiți... Nu-l mai găsiți de azi, dacă răspund la asta. La... Nu-l mai găsiți de azi. Lasă, pe Cătălin Oprișan l-ați găsit până acum la Kiss FM dimineața. Îl găsiți... Până azi. Există emisiune înregistrate cu el pe net. Și... Și v-am iubit pe toți. Bun. Hai, mă, zic, e tare. Păi nu, dar nu trebuie să inventez. Nu, trebuie să spui adevărul, pentru că avem și dovezi. Da? Atunci pot să recunosc? Un nume. Cătălin, un nume. Pentru că toate acestea trebuiau să poarte un nume. Numele este... Un singur nume. Numele este... Li s-a spus, ca să fie poezia exactă. Da. Ramona Olarum. Nu cred, mă, jură-te. Ramona Olarum. Bă, citesc? Da, mă, citești. Nu cred. Da, mă, dar fii dacă o citești, nu mănânc? Nu. Citești-o, mă! De adevărat? Mă, citești-o! De adevărat? M-ai enervat. Ia pune-mă să mănâncă și tu. Da, e adevărat? Ia pune-mă să mănâncă și tu. Nu țin poz, ca și mâncat. Mănâncă numai ăsta atunci. Citesc? Da. Citești-o, mă! Da. Bă, erou să arată, da? Citește-o! Citești-o, mă! O citesc eu, mă! O citesc eu! Da. Numărul pe tricou! Nu e invent... Ma. S-a văzut oricum prea târziu. Spune numele unei femei cunoscute din showbizul românesc care ți-a făcut avansuri. Ma. Stai așa. Am intrat într-o dimineață. Mergi mai departe, n-am dat nici la pachet. Jură-te. Ți-i dau, mi-i dai într-o caselotă. Da. Fără nenorocire. Fără. Asta. Am intrat într-o dimineață. În? În vestiar. Și? Ia să ungea cu cremă. De-aia de picioare. Și? Și mi-a zis că nu ajunge până, să se dea până jos. Și mi-a zis, dă-mă, mă, tu. Și? Și arăta senzațional la televizor, după aia.
Adică am dat-o eu cu cremă de aia. S-a filmat, există momentul. Păi și voi n-aveți vestiare diferite? Nu. Eram că era o relație foarte frumoasă. Așa e la început întotdeauna. Da. Și acum cum e relația? Ne-am întâlnit acum 5 zile. Și? Și tot la fel a rămas. Tot cu cremă? Da. Cu gust de, poți să zici cu ce gust? Da. De ciocolată. Că mirosea după aia și am dormit în fața liftului 2 zile. Că s-a prins nevastă mea. Păi s-a prins nevastă, stai să o chemă, că tu ai venit cu soția ta, era în spatele camerei de filmat. Nu! Unde? Nu mă, e acasă, îl duce până la basket. Păi și cu cine ai venit? Erai cu... Cu mașina. Păi nu, dar erai cu doamna și ai zis că e soția? Dar nu pentru emisiunea asta. Ah, iartă. Avem una mai încolo. Cătălin Oprișanu, oameni buni, a venit singur la emisiune. Bă, omul e asumat, este tare. Te rog frumos, poți să dai și mie luni o dedicație la Kiss FM dimineața? Pentru cei care mă cunoaște? Da. Să se facă pentru dedicație, pentru Cătălin Măruță, la toți de față și viitor, sănătate. Bravo, să știe, pentru ajut. Adevăratul Măruță. Atât am avut de zis. Oficial cu 2 F. Urmează, oameni buni? Lasă, stai puțin să fac și eu un prom. Nu mai veni, stăticule, vider la omul ăsta. Bă, eu ți-am zis, dar nu știu cum te-am comis. Nu mai veni, nu. M-a pus să semnez că mă ia cu smurdul, că poate să aterizez de aici pe platformă în față. Și? A semnat? A semnat? Dă mici ăștia. Pâinicuța aveți la ei? Adiță, te iubesc. Oameni buni, Cătălin Oprișanu, băiat extraordinar. Chiar mișto, băiatul, până mișto. Până azi, mersi frumos, mersi frumos. Nu știu dacă continuăm emisiunea sau luăm o pauză acum. Cred că avem nevoie de o pauză ca să facem... Deci fii atent, în 1900, la Iordachi, pe Covaș numărul 3, nu a mai avut mat să pună în cârnăciori. Tragedie mondială, s-a dat cu apă puțin pe mână, a luat efectiv, a luat ăla și l-a pus pe grătar. Așa au apărut mici. 1930? 1900-1902, la Iordachi, strada Covaș numărul 3. Aceasta... N-a etâi Orășanu, care era acolo cronicar, a venit și a spus așa, ce cârnăciori mici, ce cârnăciori mititei. Și de atunci a rămas... Și de atunci, nu ei face un bust omului ăstuia? Ai dreptate. Care a dat... Și care practic, a dat... micii sunt ai noștri. Mă, unii zic că ar fi și de la Turci și astea, dar eu zic că sunt ai noștri. Făceți-i buzul, n-a etâi Orășanu.